Informația care mi-a schimbat cel mai mult viața în bine, după lectura a câteva sute de cărți de dezvoltare personală și spiritualitate, se leagă de emoții. Ai puțin răbdare, videoul nu este foarte lung și o să împărtășesc această informație cu tine. Ideea, atunci când vine vorba despre emoții, este aceea că pentru a relaționa armonios cu emoțiile și pentru a reuși să le depășim cu adevărat este necesar să stăm puțin cu ele în momentul în care apar, să le trăim, să căutăm o cale de a ne împrieteni cu ele și de abia în momentul respectiv energia emoțională trece prin noi și se eliberează. Altfel, dacă facem ceea ce suntem obișnuiți să facem, adică să ignorăm emoția, să ne luptăm cu emoția, să căutăm să facem orice altceva doar ca să ne mutăm atenția de pe emoții, ea o să continue să persiste, o să continue să fie acolo chiar dacă nu suntem conștienți de ea, iar asta o să ne afecteze în timp. Aceasta a fost informație esențială pe care eu am descoperit-o și am vrut să o împărtășesc cu tine astăzi. Desigur că în aceste puține cuvinte pe care le pot pune într-un astfel de filmuleț, nu pot să-ți dau toate detaliile despre cum anume să faci mai multe în această direcție, dar îți recomand ție să citești cărți cum ar fi metoda Sedona, Letting Go de David R. Hawkins sau cum să aplici tehnica Letting Go scrisă de către mine. Dar Ține minte această idee și dă-i voie să se așeze. Da, ceea ce faci tu de obicei cu emoțiile, în sensul că le ignori, nu face decât să-ți dăuneze. Dă-ți voie să te împrietenești cu ele, să stai cu emoția măcar puțin în momentul în care apare și ușor, ușor o să vezi o diferență semnificativă în bine în viața ta.